bun găsit, doamnelor și domnilor, puncte de vedere cu primarul Comunei Cândești, din nou la Cândești. Vorbim de această dată cu doamna primar despre proiectele pentru 2019, care este stadiul lucrărilor și ce probleme întâmpină, ca și ceilalți primari din țară, o mare problemă. Nu avem buget pe acest an. Bine v-am regăsit, doamna primar. Bine ați revenit în Comuna Cândești, bine ați venit cu, odată cu primăvara. Uite, și odată cu soarele, că este un soare afară, știți că spuneam eu. Așa bine primim noi, da, oamenii. Dar eu nu înțeleg primărie. De ce unii fug de zona asta, fug de... Spuneam chestia asta cu ceva timp, eram la Voinești într-un interviu cu primarul și spuneam că nu înțeleg de ce unii, periodic, mari oamenii politici ai județului, fug de Valea Dâmboviței, pentru că aici oamenii sunt primitori, sunt gospodari, peisajul este mirific, așa că eu zic, veniți aici că sunteți primiți bine și nu veți fi alungați cu pietre. Zic să revenim la oile noastre, doamna primar, și să începem așa cu partea bună a lucrurilor. Ce proiecte aveți în derulare în acest an? După cum știți, se află în derulare cele 5 proiecte de care am vorbit. Unul pe fonduri europene prin GAL Valea Ialomiței, este vorba de reabilitarea școlii Matei Vlădeanu Cândești, și de cele 4 proiecte prin programul PNDL2, reabilitarea celor 2 dispensare, reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în satul Cândești Vale și înființarea sistemului de canalizare în Comuna Cândești. Merg bine lucrările? Aveți probleme cu constructorii sau sunteți în termen? Nu, din fericire, din acest punct de vedere sunt foarte bine. Deci constructorii își văd de treabă, au lucrat atât cât au putut și cât a fost timpul favorabil. Mai greu stăm cu bugetul. Cu bugetul. Da. Deoarece la ora asta nu avem buget și nu numai referindu-ne la proiecte, la toată funcționarea primăriei, pentru că noi aveam un proiect de iluminat public, proiect care a fost finalizat 100%, pe care l-am construit pe 4 ani și aveam de achitat cea de-a treia rată până la 30 martie. Vă dați seama, n-a trecut, dar nici speranțe de buget nu avem, da. Și nu știu cum ne vom descurca cu penalizările care vor urma. Putem spune că tărăgânarea aprobării bugetului din, nu știu dacă să spun, este vina președintelui Iohannis. El spune că nu este vina lui, spune că este vina guvernului. Până la urmă, ei se ceartă între ei și au de suferit primăriile și implicit noi cetățenii. Exact. Deci cândeștenii au de suferit acum pentru că cei de la București Normal. N-au ce să facă exact. Altceva decât să se țigănească exact. Pe banii noștri, culmea. Da, eu cred că domnul președinte, nu știu dacă știe ei, nu știe. Ceea ce se întâmplă, primar... atunci o facem în mod voit. Ca noi, unitățile administrative teritoriale, să nu ne putem duce activitatea așa cum trebuie, să nu putem să îndeplinim tot ceea ce ne-am propus noi să facem în localități și să nu putem implementa aceste proiecte care am început și nu le mai putem duce la bun sfârșit. Da, vi s-a întâmplat că și constructorii tot în țara asta trăiesc și văd și ei ce se întâmplă, să spună, domnule, eu nu mai vin, nu mai trimit oamenii să lucreze, că voi nu aveți bani să ne plătiți, că... Desigur, sunt situații și din astea, da, da, da. Noi am plecat cu, știți bine că am plecat cu forțe noi, cu dorința de a face lucruri în comunitate. După cum vă spuneam, firmele, am avut de fiecare dată noroc, am avut niște constructori serioși. Păi, da, ei nu pot lucra degeaba. Exact. Exact. Te mulțumim frumos, da. Ce lucrări. Deci toată lumea este așa, cum să spunem, stă în cumpănă. Tot sperăm și tot sperăm că acest buget și domnul președinte se va gândi la binele țării, pentru că asta e rolul domniei sale, să termine odată cu această, eu știu, problema a bugetului și să dea drumul să funcționeze țara asta. Haideți să vedem. Deci, la școală, pe egal, lucrările sunt finalizate? În procent de 80%. 80%. Da. Sunt finalizate. Sunt finalizate. Ce mai e de făcut? La sistemul de canalizare avem un 31%. La sistemul de alimentare cu apă în jur de 50%, iar cele 2 dispensare un procent de 86%.
După 15 martie ne-am gândit că o să dăm drumul la, din nou la, la reluarea lucrărilor și să terminăm într-un timp record, zic eu. Asta numai dacă primim buget. Buget. Da, știți ce ar spune, spre exemplu, alți primari din țară? Voi la Dâmbovița astăzi niște fericiți că președintele organizației este un membru marcant al guvernului, da? Vorbim despre doamna ministru Rovana Plumb, care mă gândesc că vă va sprijini și va face lobby pentru dumneavoastră. Noi asta sperăm. Întotdeauna noi am fost ajutați de către partidul din care facem parte și sperăm că și doamna ministru va fi de partea noastră și ne va ajuta în demersurile și în dorința noastră de a face lucruri în comunități. În întâlnirile pe care le-ați avut în ultima perioadă cu ministrul Rovana Plumb și în calitatea pe care o are de președinte interimar și înțeleg că în curând de președinte cu, cum să spun, cu acte în regulă, căci este, candidează singură, mă gândesc că n-are emoții, candidând singură, că va și câștiga aceste alegeri. În aceste condiții, tot întâlnindu-vă cu dânsa, întâlniri administrative, întâlniri politice, i-ați explicat dumneavoastră primarii problemele pe care le aveți și faptul că acum practic sunteți blocați ca și activitatea administrativă? Desigur, am avut astfel, de, am avut astfel de întâlniri și astfel de discuții. Dânsa a spus că o să meargă cu mesajul nostru către domnul președinte și către guvernul României să ajungă la o înțelegere și să dea drumul la acești bani pentru bunul mers al județului Dâmbovița și al comunităților locale. Rolul primarului, eu așa cred, este nu să stea pe scaunul de primar, corect, să semneze la documente, într-adevăr, să stea de vorbă cu oamenii, să-i servească, să-i ajute în rezolvarea problemelor, dar și de a face în comuna respectivă tot ceea ce oamenii au nevoie. De exemplu, reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și canalizarea sunt lucruri care sunt mai mult decât necesare în acest, corect, secol. Și eu cred că sunt priorități în țara asta. Eu nici nu vreau să mă gândesc că nu putem să ducem la bun sfârșit aceste lucrări din cauza întârzierii bugetului. Păi, deja poate la ușa sfârșitului martie, adică primele trei luni din an s-au dus. De când lucrez în administrație, de aproape 30 de ani, în luna martie am 29, merg pe 30 de ani, nu cred că s-a întâmplat să ne apuce aproape, cred că o să ne apuce luna mai. Adică se va duce și Paștele. Exact, exact. Și noi exact, tot nu o să avem, da, n-o buget. Să avem buget. E, buget. În condițiile astea, vă mai arde să lucrați și la alte proiecte? Da, să știți că da. Da. Și am și spus și am vorbit și cu conducerea de partid și am, pot și vreau să stau pe scaunul de primar atâta timp cât pot și sunt lăsată și ajutată să fac ceva pentru comunitate. A nu se înțelege, nu, că conducerea partidului ia primarul de mână și zice, haide să te ajut eu să fac proiecte. Nu, deci, nu. Asta e datoria primarului, să-și facă primarul și partidul să ajute. Și primarul, să dacă ajute, este bine pregătit, se descurcă și singur. Normal. Nu trebuie să, exact, fie luat de mână și, exact, dus la mic. Știți că, da, așa ar spune mulți. Dom'le, că atunci când este un guvern PSD, primarii PSD au de câștigat. Când a fost guvern PDL, primarii PDL au avut de câștigat. E, nu e chiar așa, nu, că mai avem exemple de primarii care au reușit, au așa, a avut proiecte pe fonduri europene la care au lucrat pur și simplu, exact, singuri. Știți că eu am au semnat. Am, rog, o vorbă. Dacă vrei, poți. Exact. Da, dacă nu, cauți motive. Aveți voință, aveți dorință, dar putință nu prea aveți. Nu prea avem, aveți putință. Bani. Nu prea avem putință pentru că nu avem bani. A mai apărut și acea ordonanță 114 care mai am nevoie aproape de 5 miliarde. Ce să faceți? O să cerem sprijin, normal, pentru că noi din bugetul nostru nu putem să ne permitem suma asta. O să vedem, o să discutăm, să vedem cum putem să... Deci este o reală problemă. O reală problemă. Un adevărat, normal, ați văzut. Da. Pentru că cele două lucrări cu sume mari, una este de 30%, alta de 50%, vă dați seama că mai sunt câteva luni de execuție și ne trebuiesc banii aceia pentru constructor. Ce să spun, nu ne rămâne decât nu să așteptăm la luminatul de la Cotroceni să se hotărască, să, exact, citească, dacă poate mai repede, să înțeleagă, dacă poate mai repede, dacă nu, să-l facă alții eu să înțeleagă. Eu cred că poate, dar nu vrea. Dar nu vrea, nu? Da.
Eu vă mulțumesc, doamna primar, pentru amabilitatea cu care de fiecare dată ne răspundeți. Și ce să vă spun, spor la treabă, nu? Și eu vă mulțumesc și vreau să vă spun că avem în lucru proiectul de construirea unei noi primării și de extinderea sistemului de canalizare în satul Încătunul Sturzeni. Apropo de ce o întrebam, și în condițiile astea, oamenii ăștia lucrează și dau din poate ca să reușească. Și sperăm ca proiectul acela cu asfaltarea a 15 străzi de interes local să fie pus în finanțare cât mai curând. Despre el, că eu sunt cu ochii așa pe aceste proiecte, să văd ce se întâmplă cu ele, dacă încearcă cineva să vă pună bețe în roate, de ce încearcă să vă pună bețe în roate. Doamne ajută să veniți cât mai curând. ca să filmăm momentul când încearcă să pună bețe în roate. Da. Vă mulțumim încă o dată, dumneavoastră, doamnelor și domnilor, ca de fiecare dată, vă mulțumesc pentru atenție și pentru răbdare.